O femeie a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Familia a alertat autoritățile, iar polițiștii Serviciului de Investigații Criminale efectuează verificări în vederea depistării femeii de 65 de ani dispărută de pe raza municipiului Timișoara, județul Timiș. La data de 15 mai, Maria Chira ar fi plecat voluntar într-o direcție necunoscută de la domiciliul său de pe strada Macin din Timișoara, iar până în prezent nu a mai revenit. Femeia are 1,65 metri, 75 de kilograme, păr un scurt, ochi verzi, constituție atletică, fața ovală. Nu se știe cu ce era îmbrăcat atunci când a plecat de acasă. Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută este rugat să apeleze serviciul de urgență 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.